Sunt Ștefana și urmăriți The Pretty Blossoms. După ce am încheiat acest an cu bine, m-am gândit că ar fi util să facem și un videoclip cu favoritele anului 2016 și mai ales că până acum nu am mai făcut așa ceva. Mi-a fost destul de greu să aleg toate produsele. Pe anumite categorii le-am sărit cu totul pentru că, deși am folosit produse în categoria respectivă, nu am avut unul pe care să-l pot considera favoritul anului. Așa că am ales strict produsele care m-au impresionat și pe care le-aș recumpăra și pe acestea vreau să vi le recomand și vouă și să vi le prezint astăzi în videoclip. Voi începe cu zona de skincare și primul produs pe care vi-l arăt este de la Ivatherm și este gelul de curățare Ivapur. Acest gel de curățare, dacă nu mă înșel eu, am început să-l folosesc chiar în ianuarie anul trecut. Asta înseamnă că m-a ținut un an de zile, are un litru, cred? Nu, nici măcar, are jumătate de litru și m-a ținut un an de zile, pentru că țin minte că am avut chiar și giveaway cu niște produse Ivatherm la începutul anului 2016, deci atunci l-am primit și pe acesta, cam așa, un an de zile 500 de ml de folosire zilnică de două ori pe zi, mai puțin evident în zilele în care eram plecat. Pentru mine este câștigătorul anului 2016 în materie de curățare a tenului pentru că este foarte, foarte blând. Eu am tenul gras și dacă folosesc ceva care curăță prea tare tenul, atunci cumva îl motivează să facă și mai mult sebum și nu e deloc ceva ce-mi doresc, așa că un gel de curățare cât mai blând este perfect pentru mine, n-are miros, este perfect pentru tenul sensibil și fiind cu pompiță este și foarte ușor de folosit. L-am ținut acolo în baie, singura problema lui a fost că toată lumea care venea în vizită credea că este să pun de spălat pe mâini. Așa că a ajuns să fie folosit puțin mai mult decât preconizam eu. O să ajungă și în videoclipul cu MTs, dar multe din cele pe care le voi menționa acum vor fi și în videoclipul cu MTs pentru că sunt cam pe terminat. Tot la capitolul skincare am și două demachiante cu care m-am înțeles extraordinar de bine. Este vorba prima dată de cel de la Nivea, care la fel este pe terminate după cum vedeți. Este un demachiant bifazic pe care îl folosesc în zona ochilor și ia efectiv incredibil de rapid și de ușor orice machiaj, inclusiv tuș, pentru că avându-l ei în compoziție, efectiv dizolvă orice urmă de fard, de tuș, de mascara și cea mai... Iar pentru ten folosesc apa micelară de la Garnier, care este tot bifazică și sincer am folosit-o și în zona ochilor de multe ori, când mi-era prea lene să-l mai deschid și pe acela, pentru că funcționează la fel de bine, nu mă ustură ochii, deși eu am sensibil, așa că... acum am văzut, scrie pe ea că este chiar și pentru ochi și pentru buze, așa că aveți încredere să o folosiți. O să o cumpăr cu siguranță din nou. Pentru cel Nivea am deja backup, pentru cel de la Ivatherm am deja backup, deci nu e nevoie să le recumpăr și pe aceasta o voi recumpăra cu siguranță pentru că este foarte, foarte bună. Pentru hidratare zilnică și SPF, crema de la Bioderma este the shit. Este vorba de Hydra Bio Perfecteur SPF 30. Am văzut și cum se face când am fost la fabrică la Cannes. Nu știu, tot ce pot să zic este că chiar și pentru un ten gras și mixt ca al meu, funcționează foarte bine, nu îl îngrașă mai tare și am avut zile în care efectiv foloseam doar crema aceasta, fără fond de ten, fără altceva și are ceva în compoziție, nu știu exact să vă spun, are o textură perlată așa și atunci când o dai pe ten, reflectă lumina și pare mult, mult mai luminos tenul și parcă nici nu se mai văd atât de tare cicatricile. Nu acoperă, că n-are cum efectiv să acopere, dar în orice caz arată mult mai sănătos tenul. Și pentru asta am backup, apropo. Da, când am un produs de care mă îndrăgostesc, trebuie să am și rezerva acolo în dulăpior, nu se poate altfel. Un produs intrat recent, să zicem, în rutina mea, cred că din noiembrie, da, din noiembrie, și cu toate astea, uitați-vă că a ajuns în topul favoritelor pe 2016, este acest ser de la Quessy, care efectiv, nu știu, m-a dat pe spate. Cred că l-am avut și în favoritele lunii noiembrie menționat. Este un ser pe care îl folosesc în fiecare seară, înainte de culcare și dimineața este totul foarte luminos, foarte fresh și pielea așa întinsă, nu știu. Pentru un ten gras să folosești un ser poate părea prea mult, dar credeți-mă, se potrivește perfect. Ultimul lucru la categoria de skincare este această cremă. Se numește Mask Plus Gel, este o cremă cu antibiotic pe care eu o folosesc pe zonele cu probleme. Adică dacă am un coș sau dacă simt că urmează să iasă un coș sau dacă tocmai a fost tors un coș, voi aplica această cremă chiar pe el și în principiu își cam face treaba cum trebuie. În ultima vreme a început puțin de tot să funcționeze mai greu pentru că s-a obișnuit tenul, folosind-o deja de un an și ceva, cred, dar cu toate astea este favorita mea. La capitolul unghii nu am nimic de menționat pentru că n-am mai folosit oje, n-am mai folosit tratamente. Știți că am avut oja semipermanentă, mi-am dat-o de curând jos. Acum am unghiile mele naturale și sincer o să revin la oja semipermanentă pentru că
nu-mi ține. Nici o altă ojă nu-mi ține. Trebuie să aplic în fiecare zi un strat nou ca să nu-mi sară. Și e foarte obositor, mănâncă foarte mult timp, așa că prefer să mă duc o dată pe lună la Anda sau la Ana să-mi fac manicura cu ojă semipermanentă sau cu gel și să știu că stau fără griji 3-4 săptămâni. Așa că pentru mine favorita anului 2016 cu siguranță este manicura semipermanentă, pentru că a funcționat cel mai bine pentru mine. La capitolul machiaj voi începe cu primerele. Pentru față, știți deja, nu cred că e o surpriză, The Professional de la Benefit este cel mai tare, nu o să-i găsesc, cred că, vreodată înlocuitor. Bine, hai totuși să nu mai agura pe dinainte, da, cel puțin pentru ultimii 2 ani nu i-am găsit înlocuitor, mai am încă vreo 3, cred că, de rezervă, ca să înțelegeți cât de mult îmi place și partea bună e că nici nu se folosește foarte repede, că îți trebuie foarte puțin produs ca să-și facă treaba cum trebuie. Iar eu, sincer, chiar îl recomand oricărei persoane care are probleme cu păr măriți, cu sebum, cu fondul de ten să nu se așeze cum trebuie. Este foarte, foarte tare. Iar pentru ochi, clasicul Too Faced Shadow Insurance. Pentru ploapele mele uleioase, ăsta își face treaba perfect. Cel de la Urban Decay, de exemplu, nu funcționa la fel de bine, deși știu că este la fel de lăudat, dar acesta... De ani de zile, cred că din liceu, de când îl folosesc eu, este numai bun. Ca unealtă de aplicare a fondului de ten, am ales Beauty Blender-ul, care este puțin pătat și va trebui să fie înlocuit în curând. Pentru asta, din păcate, nu am un backup, ar trebui să mă ocup de asta, dar l-am luat la reduceri, pentru că mi se pare cam scumpuț, sincer. Adică e un burețel până la urmă, dar își face treaba foarte, foarte bine, trebuie să recunosc. Și cel puțin pentru un ten acneic sau cu cicatriș ca al meu și cu denivelări, aplicatul fondului de ten se face mult mai ușor și acoperă mult mai bine craterele din piele. Am, de exemplu, aici, pe nas, o urmă rămasă de zeci de ani. Nu știu exact cum a apărut acolo, cred că am stos, l-am dat un coș prea tare și a rămas efectiv o gaură, dar pe aia nu pot să o acopăr decât folosind acest burețel și împingând bine de tot fondul de ten. Dacă aplic cu pensulă nu se acoperă, dacă aplic cu mâna foarte, foarte greu, burețelul face treaba mult mai rapid. Dacă tot am vorbit de aplicarea fondului de ten, o să menționez și fondul de ten preferat, care nu se găsește în România, din păcate. Este vorba de L'Oreal Infallible 24 de ore Matte. L-am luat din aeroport la un moment dat într-una din excursii, din păcate nu mai este chiar culoarea mea, în sensul că este puțin închis, este 20 cent și acum pe iarnă nu mai sunt bronzată, dar este cel mai bun fond de ten pe care l-am folosit vreodată pentru tenul meu și nu știu cum o să fac când se va termina, pentru că trebuie să ajung undeva să mi-l cumpăr sau să trimit pe cineva, vom vedea. Așa, apropo, sunt machiată acum cu majoritatea produselor pe care le-am menționat în acest clip. Adică sunt dată cu acest fond de ten și deși este mai închis, dacă vă uitați atent, o să vedeți cu siguranță diferența dintre față și decolteu, dar am vrut să vă arăt cum arată pe tenul meu și în tandem cu acesta folosesc și concealerul HD de la NYX, care nici măcar nu mai are scris pe el de mult ce l-am folosit. Este, cred că, concealerul meu preferat. Mi se pare că iluminează foarte bine zona de sub ochi, acoperă și, per total, nu știu, sunt foarte mulțumită de el. Plus că folosit cu acest fond de ten care e mai închis, parcă creează și un efect așa de contouring ușor, nu știu, mi-așa mi se pare. Mai departe, blush-ul meu preferat, Coralista, și acesta este cam pe terminată, din păcate. Cam așa arată acum. Și la fel nu am backup pentru el. Va trebui să aștept niște reduceri la Sephora și mă o să dau iama, să iau un Beauty Blender, să iau un Coralista, dar, mă rog, mai așteptăm puțin, pentru că avem alte cheltuieli pe listă. Dar acesta a fost preferatul meu în 2016, l-am folosit extraordinar de mult. Este un blush cald, rănoanță caldă, nu este mat, are ceva SIDEF în el, dar nu este deloc deranjant, la fel sunt dată cu el acum, deci probabil o să puteți observa efectul pe care îl are pe obraj, dar mi se pare că este foarte natural și dă un glow sănătos așa piele. Pentru sprâncene, cu siguranță voi menționa întreaga gamă de la Benefit, dar pentru că ar fi fost puțin prea mult să le arăt pe toate, o să vă arăt doar creionul. Acesta este Precisely My Brow Pencil. Îmi place super, super mult. Îmi place și Cabrau foarte mult, dar sincer, ăsta e pe primul loc. Este un creion de sprâncene. În capăt are un spulie care vă ajută să pieptănați sprâncenele în ce direcție doriți sau să-i stompați creionul dacă aplicați puțin prea mult. Eu am nuanța 4, care mi se pare perfectă pentru culoarea mea. Și creionul în sine este foarte, foarte subțire și este retractabil. Vă permite să faceți atât câteva dungulițe subțiri dacă vreți să imitați firele de păr, cât și să umpleți mai mult sprâncena dacă este nevoie. Pentru gene, tot Benefit.
Stereal. Deja apare o reclamă ambulantă la Benefit acest video, vă garantez că nu este. Majoritatea produselor au fost cumpărate de mine, unele au fost și primite, dar le iubesc la fel de mult pe toate. Acesta, prima dată când l-am încercat, nu mi-a plăcut deloc. Nu știu, mi s-a părut o mascara care încarcă prea mult și l-am dat deoparte. Iar apoi când l-am încercat din nou, am realizat că se vede demențial și acum sunt dată cu el și, nu știu, mi se pare că face genele foarte lungi și le definește foarte bine. Singurul lucru care nu-mi place la acest rimel este periuța. Este o periuță înțepătoare din punctul meu de vedere, adică este foarte... nu știu care e cuvântul. Parcă ar avea niște mici ace de arici. Așa mi se pare. Pur și simplu, atunci când mă dau, dacă nu sunt atentă, risc să mă înțep în ochi cu unul din firele acestei pensule. Și asta nu e deloc plăcut, pentru că ajung să strâng din ochi și, evident, toată mascara se transferă ori pe sus, ori pe jos, ori în ambele părți și este un fail total. Și mi s-a întâmplat de multe ori asta. Dar rimelul în sine este demențial. Pentru machiajul ochilor, fără doar și poate, este vorba de paleta Too Faced Semi Sweet Chocolate Bar. Uitați-vă numai la ea și ce culori are. Sunt atât nuanțe... E bine că nu arăt. Vorbesc de ea și nu arăt. Sunt atât nuanțe neutre, cât și unele mai puțin neutre, cum ar fi albastru acesta de aici. Și, nu știu, per total, mie mi se pare cea mai bună paletă. Întotdeauna iau în călătorii cu mine când merg undeva. Plus că miroase a ciocolată. Și, sincer, din cauza acestei palete, acum îmi doresc să o iau și pe prima, pe chocolate bar clasică, dar o să mă abțin. La fel de bine cum vreau să iau și cea cu peachy tones, nu mă știu exact acum cum se numește, cred că sweet peach sau ceva de genul, în orice caz, mă abțin la toate, gata. Sunt în cură de machiaje. La machiajul feței o să aleg cu siguranță paleta de highlightere de la NYX, Strobe of Genius. Am folosit-o foarte, foarte mult de când am primit-o, deși eu nu eram o fană a highlighting-ului și nu prea foloseam highlighter în general. Am primit-o, i-am dat o șansă, am văzut cât de tare se vede și că nu poți da greș cu ea, așa că am început să folosesc în fiecare machiaj pe care îl fac și îmi place tare, tare mult. Am ajuns la categoria finală și anume la buze. Aici o să menționez rapid întrecere Vaseline, care este balsamul meu preferat de buze și nu doar de buze, îl folosesc și pe cuticule sau pe zone uscate ale mâinilor, dacă e nevoie. Rujele lichide de la Colourpop. Acestea mi-au schimbat viața în 2016, nu știu. Rezistă incredibil de mult și se văd așa de bine pe buze. Și ca să menționez și o culoare, mă gândeam să vă arăt nuanța Trap, care este o culoare neutră, în gri, care bate ușor în mov, nu știu, mie îmi place tare, tare mult nuanța asta și... Cred că oricine ar trebui să aibă în colecția ei o nuanță de genul acesta. Și ca să menționez un ruj clasic, l-am ales pe cel de la Kiko, care este o nuanță de nude simplă, merge cu foarte multe tipuri de machiaj, îl port chiar acum pe buze și este incredibil de hidratant. Mi se pare că se aseamănă cu rujurile de la YSL, de la Yves Saint Laurent. Am și unul din gama, nu știu exact care e gama, mă rog, seamănă la ambalaj cu acelea și este tot așa mai tubular rujul, nu este chiar ca un ruj clasic și la fel sunt foarte, foarte hidratante, așa că diferența de preț este enormă și eu chiar îl recomand pe cel de la Kiko. Am ajuns și la final, unde știți că eu întotdeauna menționez și niște favorite random, așa că nici în acest video nu o să fac o excepție și primul favorit random va fi serialul Game of Thrones. L-am văzut în 2016, ultimul sezon a apărut atunci și... Mi-a plăcut la nebunie, am citit și toate cărțile, sunt la zi cu tot, abia aștept să apară ultimul sezon din serie de anul acesta și am auzit că va fi final, așa că am mare emoții și sunt tare, tare curioasă ce se va întâmpla. Dar mi se pare un serial foarte bine făcut, cu niște actori care își joacă rolurile perfect și, deși poate să fie câteodată plictisitor, place totuși că e o poveste destul de bine închegată acolo și mai avem și planurile paralele, așa că cumva... poți să urmărești ce caracter te interesează și, sincer, vă recomand să citiți și cărțile pentru că aflați mult mai multe detalii pe care, evident, în serial nu le pot include. De asemenea, aș vrea să menționez și cărțile lui Asimov. Mie îmi plac foarte mult cărțile SF și îmi place să citesc despre asta, iar în 2016 am descoperit cărțile lui și mi-a plăcut extraordinar de mult să citesc short stories cu roboți, cu inteligența artificială și cu tot ce ține de asta, așa că vă recomand practic orice de la el. Mi se pare că
scrie foarte bine. De exemplu, seria Fundația mi-a plăcut foarte, foarte mult și pe aceea chiar o recomand. Dar la fel de mult mi-au plăcut și poveștile lui scurte, novelele, așa că sincer aveți de unde alege. Ultimul favorit pe 2016 a fost faptul că YouTube mi-a dat ocazia să leg prietenii strânse și să mă apropii și mai mult de Denisa, care a devenit prietena mea cea mai bună, să mă apropii și mai mult de Anda, care s-a mutat și la București și acum suntem vecine și ne vedem tot mai des, și de Cami și, nu știu, m-am bucurat foarte mult că prin prisma acestor videoclipuri pe care eu le fac am reușit să cunosc niște oameni atât de minunați și să-mi fac niște prieteni atât de frumoși și chiar și Cristina, care la început mi-era abonată, iar apoi am început să ne întâlnim pur și simplu pentru că ea a câștigat un concurs făcut de mine și, nu știu, tot ce se leagă de asta parcă se transformă în ceva frumos. Așa că 2016 a avut foarte multe favorite. Acesta este și un clip lung, nici nu o să-mi cer scuze pentru asta, pentru că știu că o să vă uitați și că o să vă placă, așa că mulțumesc frumos că ați vizionat acest clip și nu uitați că ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa!